la ora 3:40. La ora 3:40 nu credeți că o să vedeți, s-a schimbat ora în țară și a fost cu tremur iară. Azi noapte a fost cu tremur, nu m-am speriat, nu tremur. În țară el s-a simțit, dar bine că nu a fost trist. 5,8 grade au fost, însă nimic n-a dat jos. Blocuri, case, magazine, nu s-a repetat și bine. Mulți oameni l-au simțit și din somn au fost treziți. Tot în Vrancea s-a întâmplat cu tremurul blestemat. Epicentru acolo este și de acolo el pornește. Peste tot el se extinde, în toată țara se simte. Prin anumite județe, când de cutremur se vede, lasă urme mici sau mari, disperă pe gospodari. Oamenii s-au speriat, mulți din ei s-au bulversat, ei pe stradă au ieșit, dar nimica n-au pățit. Cel mai bine s-a simțit, în București a venit, în toată țara a fost un cutremur păcătos. Mă așteptam să se repete și să fie cam poveste, o poveste chiar sinistră, oameni morți, clădiri ce pică, însă bunul Dumnezeu ne-a ferit de cei mai rău. Chiar de noi avem păcate, nu l-a dat ca în 7-7. Dodorel 62, Severin. Acest cutremur a fost în anul 2020, la ora 3:40.